Domnișoarele sportive au fost plăcut surprinse cu un mărțișor simbolic care a marcat venirea primăverii și în sălile de sport din Drobeta, Turnul Severin. Organizația Județeană a Tineretului Social Democrat a oferit mărțișoare domnișoarelor sportive și le-a felicitat pe acestea pentru rezultatele deosebite pe care le-au obținut la diverse activități sportive datorită implicării active a profesorilor antrenori. Toate domnișoarele sportive s-au bucurat de inițiativa pe care cei din cadrul organizației TSD au susținut-o, spunând că au fost plăcut surprinse și că gestul le-a impresionat profund. Îți place mărțișorul pe care l-ai primit de la cei de la TSD? Da. Ai primit de la un băiețel din grupa ta? Da. Și cum se pare inițiativa celor de la TSD Mehedinți? Frumos, frumos. Te bucur că ai primit acest mărțișor? Da. Și vrei să mai primești anul viitor? Da. Ce le-ai transmis celor de la TSD Mehedinți? O primăvară minunată. Îți place inițiativa celor de la TSD? Da. Vrei să se mai organizeze și anul viitor o astfel de inițiativă? Desigur, mi-ar plăcea mult. Ce le-ai transmis celor de la TSD? O primăvară frumoasă și mulțumim pentru cadouri. Astăzi cei de la TSD Mehedin s-au oferit un trandafiraș. Cum ți se pare gestul lor? Păi îmi place atât de mult. Și ce le urezi lor? Mulțumesc! Un gest foarte frumos, din partea tinerilor, cât și oamenilor în vârstă. Este ceva ce n-am mai văzut de foarte mult timp și ar trebui să fie văzut mai des la noi. Ce ai să le transmiți celor din cadrul TSD Mehedin? Să se bucure de sărbători, să fie fericiți și să împărtășească bucuria pe care o primesc mai departe. Mai mult decât atât, până și sportivii au fost surprinși de gestul celor de la TSD și le-au urat tuturor o primăvară cât mai frumoasă. Văzut că tinerii social-democrați au venit astăzi aici și au adus trandafiraș pentru fetele din grupa voastră. Cum se pare acest lucru? Foarte drăguț și frumos din partea lor. Ți se pare un gest frumos al tinerilor social-democrați? Da, chiar e frumos gestul. Ce ai să le transmiți tu tinerilor din Partidul Social Democrat, dar și tuturor doamnelor și domnișoarelor? Să aibă o primăvară frumoasă și să aibă sănătate. Doamnele antrenoare au fost de asemenea încântate de acest gest simbolic venit din partea tineretului Social Democrat. Acestea au mulțumit tuturor din echipa TSD, fiind încântate de faptul că această zi a fost marcată și în sălile de sport. Cu ocazia de 1 martie... În sala noastră de luptă am avut invitați de onoare, echipa de la TSD Mehedinți și am primit câte un mic morțișor semnificativ perioadei acesteia, iar fetițele noastre s-au bucurat din tot sufletul. Un gest foarte frumos, pentru că astăzi este 1 martie și ne bucurăm că au venit aici să ne vadă cum ne bucurăm și noi de asemenea de primăvară și de sportul nostru judo pe care îl facem, pe care îl practicăm și vă mai așteptăm și cu altă ocazie această organizație frumoasă a tinerilor social-democrați din acest frumos oraș și vă așteptăm cu drag să vedeți și rezultatele și de asemenea și competițiile pe care le vom organiza aici în sala polivalentă. Ce aveți să le urați tinerilor social-democrați? Sănătate, că e mai bună decât toate, înțelepciune, intuiție, inspirație, în a lua decizii frumoase, bune pentru societate și pentru acest tineri din spatele meu. Atmosfera a fost una plăcută, fiind dominată de bucurie și zâmbete, iar sportivele care ne reprezintă cu succes la nivel național și internațional s-au bucurat că cei din Organizația Tineretului Social Democrat s-au gândit să le facă această surpriză. Președintele Organizației Tineretului Social Democrat Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a fost mereu interesat în a contribui la bunăstarea societății, astfel că nu a putut să nu marcheze începutul primăverii cu un trandafir roșu pentru domnișoarele sportive și antrenoarele acestora. Am încheiat această zi minunată alături de micuții sportivi din Drobeta, Turnul Severin. O acțiune foarte frumoasă. Atunci când avem ocazia, încercăm să venim la ei, să oferim o bucurie acestor copii care ne reprezintă orașul, ne reprezintă
reprezintă județul la nivel național și internațional. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului președinte al PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Mehedinți, domnului Aladin Georgescu, domnului primar al municipiului Drobeta Turnu Severin, domnului primar Marius Creciu, dar și tuturor liderilor Partidului Social Democrat, care ne sprijină mereu în desfășurarea acestor acțiuni prin care reușim să aducem un zâmbet cetățenilor din județul nostru. Nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor antrenorilor care se ocupă și își dedică o mare parte din timpul lor acestor copii minunați care, repet încă o dată, fac orașul nostru și județul nostru cunoscut la nivel național și internațional. Felicitări tuturor, o primăvară frumoasă și multă sănătate tuturor mehedințenilor. Această acțiune a fost posibilă datorită tinerilor implicați activ în viața societății, dar și a necondiționatului sprijin venit din partea primarului municipiului Drobeta Turnu Severin Marius Creciu, președintelui Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți Aladin Georgescu, dar și a tuturor liderilor PSD care sunt alături în permanență de cei din Organizația Tinerilor Social-Democrați.